Ce ai de făcut la matematică? Ia vine să-mi arăți ce ai de făcut. Să vedem, știm sau nu știm ceva pe aici? Asta. Aole. Și asta. Atât de mult ți-a dat? Da. Ei bine, Cristian merită să lupte pentru custodia fetiței sale, căci este și tată și mamă pentru Alina. Rușine că a ales să-și petreacă timpul în brațele altui bărbat când fetița ei avea nevoie de ea. Ora 8:30. Subiectul investigat pleacă de acasă. Ajunge într-un parc. Lipește afișe. Caut bonă serioasă. Nu necesită experiență. Comportamentul soției îi pune pe gânduri pe detectivi. Ora 9:10. Ajunge la un restaurant select din zona Filaret. Fata, ce faci? Bine tu, te așteptam. Ce bine arăți. Mersi, am venit să-ți aduc banii. Nici nu mă așteptam așa de rapid. Păi mi-a mers foarte bine săptămâna asta. Dar zi-mi ce ai făcut. M-ai învățat tu, fata. Eram cu el în... cu copilul, eram în dormitor, încercam să-l culc, să-l ador. Și el stătea să uita la noi. L-am văzut și m-am făcut când scapă Suzeta. Și? Mama a plecat frumos. S-a căzut bine. Am văzut că se uită la mine și aia a fost. Am pus copilul în pătuș și m-am dus la bucătărie. A venit după mine. M-a ispitit un pic și mi-a... Ce nebună ești! Deci chiar ești nebună, rău de tot. L-am prins, gata. Nu te opri aici, mergi mai departe. Că dacă nu-ți scap așa și tu pierzi după aia. Și ca o matroană care își încasează partea pentru fiecare prestație de servicii, banii intră direct în portofelul Roxanei. Vrei să vină alta? Nu. Dar lasă-mă cu mine, zi-mi ce ai făcut tu. Îl fac să divorțeze de aia și să rămână cu mine. Și crezi că o să reușești? Care e problema? Și cu copiii ce o să facă? Ce să facă? Copiii, ori unul la el, unul la nevastă, și dacă nu amândoi la el, și unde crezi doi, mai crește și unul. Sfinția ta? Păi automat că copilul meu merge cu mine. Dar nu renunț la copil pentru un bărbat niciodată. Că și eu l-accept cu copilul. Cu noroc că asta nu te întâlnești în fiecare zi. Când ți-a spus? Așa că dacă mie merge, de ce să nu profit de ocazie, nu? Hai că asta e prea de tot. Planul soției noastre întrece orice imaginație. Să divorțeze, să-și ia copilul și împreună să se mute în casa doamnei avocat. Dar dacă domnul Anton o iubește pe cât îl iubește și ea, de ce nu i-a spus soției sale adevărul? Ora 18. În casa familiei Anton... Bună, Adrian! Bună! Bună, mami, bună! Salut! Ce faci, mă, băiatule? Păi, te vă așteptam! Hai să dăm și noi ceva! Am venit să bem o sticlă de vin la meci, să ne simțim bine. Hai, foarte cu comod, îți pune acolo pe... Nu e nicio problemă, să liniștită. Roxana! Draga mea, te rog, adu și tu vinul ăla de acolo și așa și desfăcătorul pentru și paharele, da? Iar Roxana este, ca de obicei, gata să servească, să-i mulțumească și mai ales să se facă utilă în fața iubitului său, fără a da nimic de bănuit. Cum reușesc cei doi să se prefacă și să nu-și trădeze sentimentele? Să fie într-un ceas bun. Vă mulțumim frumos că ați venit pe la noi. Chiar ne era dor de voi. Camera de supraveghere observă ceva. Deși Bona trebuia să aibă grijă de trei copii, ei bine, femeia are cu totul alte